Acum o să facem un exemplu practic ca să vedeți cu ce ne poate ajuta acest polimorfism. Și o să vreau să creez un nou proiect. O să dau New Project. O să dau Next. O să dau Create Project from Tapeland pentru că îmi creează el o metodă main principală. Dau Next. Și o să pun un nume Simple Mail Service. Pur și simplu o aplicație care să-mi trimită un e-mail. Dau aici This Window. Dau aici așa, dacă nu va apar acestea două, ci va apar ceva de genul așa, este pentru că trebuie să mergeți la rotița asta să dați Compact Middle Packages, pentru că editorul din by default, când găsește un folder liber, îl va uni cu folderul acesta ca să te scutească pe tine de spațiu. Și în clasa mea main, aici, o să dau un New Java Class și o să-mi creez un Simple Mail Service, care să fie o clasă care efectiv să-mi trimită mie un mail. Bine, nu o să implementăm trimisul mail, pentru că e un pic mai complicat de atât, ci doar să simuleze un trimisul mail. Și o să pun un atribut public string from, gen de la cine să trimeată mailul, public string string to, către cine să trimeată, public string să punem un subiect, care va fi subiectul mailului. Și cam atât. O să creez un constructor, o să-l creez cu alt insert constructor și o să-mi creeze by default acestea, pentru că vreau să forțez ca oricine să creeze o instanță din clasa Simple Mail Service, efectiv efectiv, cine îmi creează un obiect din Simple Mail Service trebuie neapărat să pună from, to și subject. Și după o să creez o metodă în care o să-i pun send email. Așa se va numi metoda. Care va fi ceva de genul, punem așa, sending email from. Gen cine trimite e-mailul. Sending email to, care va fi cui vom trimite email și subject of email is. Și asta e clasa noastră simplă, Simple Mail Service, care are o metodă send email care simulează trimiterea unui mail.